Bună ziua! Astăzi discutăm din nou despre un caz în desfășurare, cazul criminalilor în serie din Pungești-Vaslui. Fiind vorba despre un caz în desfășurare, sigur că dintr-un moment în altul pot să apară informații noi sau și răsturnări de situație. Vorbim despre o anchetă în curs. Eu în acest clip vă voi spune ceea ce se cunoaște cu certitudine până în momentul în care filmez. Așadar, este posibil ca la momentul la care dumneavoastră urmăriți clipul să existe informații despre acest caz în plus față de cele prezentate de mine în clip. Asta nu înseamnă că eu am făcut o documentare superficială sau incompletă. Asta înseamnă că acele informații au apărut ulterior momentului în care eu am filmat. Este o precizare necesară pentru că în secțiunea de comentarii aferentă vlogului despre cazul Marina Gavril, medicul stomatolog din Brăila, au existat persoane care m-au acuzat de faptul că din material lipsesc informații importante. De asemenea, fiind vorba despre un caz în desfășurare, mass media dezbate și speculează, și subliniez, speculează foarte mult pe marginea subiectului în acest moment. Eu nu îmi permit să am o abordare speculativă a cazurilor pe care le prezint. Am spus acest lucru de nenumărate ori. Eu am obligația morală, profesională și legală de a prezenta public exclusiv informațiile conținute de documentele oficiale și de a analiza exclusiv cele comunicate de anchetatori, polițiști, respectiv procurori. Dumneavoastră, sigur că puteți în comentarii să prezentați opinii personale subiective. Eu nu am dreptul legal de a face publice informații pe care nu le pot proba. Vă rog să aveți în vedere că orice informație ce nu rezultă direct din probele de la dosar este doar o speculație sau o teorie. Și de asemenea că în instanțele din România dedupția logică sau common sense-ul, cum îi spun americanii, nu este acceptată ca probă. Eu vă prezint și analizez exclusiv informațiile oficiale. În comentarii, sigur că avem libertatea să dezbatem, iar eu dezbat împreună cu dumneavoastră în secțiunea de comentarii. Sunteți liberi să exprimați în comentarii orice opinie. Dar nu vă permit să mă acuzați pe mine de lipsă de profesionalism sau de superficialitate pentru că nu prezint în clip speculații, bârfe sau teorii. Lipsă de profesionalism ar fi tocmai să fac acest lucru. Comentariile care vor conține acest gen de critici vor fi șterse. În altă ordine de idei, pentru că mi s-a reproșat și acest lucru, mă văd nevoită să fac următoarea precizare. Da, evident că datele despre crime le citesc de pe prompter. Fac documentare, materialul astfel obținut îl ordonez cronologic, îl structurez și scriu textul, pe care îl citesc de pe prompter. Ar fi culmea să țin minte pe de rost date, ore, citate exacte și desfășurarea acțiunii în amănunt. În partea de final, partea în care vă prezint opinia mea personală despre caz, evident, vorbesc liber. Opiniile personale, în general, le comunic liber. Sper că am lămurit și acest aspect. Aceia dintre dumneavoastră, care considerați lipsă de profesionalism, faptul că vă prezint cazurile în baza unui script pe care eu îl scriu, sunteți invitați să vă retrageți. Bun, să începem. 15 iulie 2024, Vaslui. Cadavrul unui bărbat a fost găsit într-un geamantan abandonat sub un pod la marginea satului Pungești. Trupul neînsuflețit era complet dezbrăcat. Da, să vadă. Deschid coleacă. Măi, mamă, Doamne, te rog, Dumnezeu. Uite. E om, măi. Tu a făcut o zbie sărică, dar cine l-a murit? Făi, da, și pure. Sună poliția. Es
descoperirea a fost făcută de un localnic care își ducea animalele la păscut. Rolele l-am găsit în felul următor, Chireac, după urmă chema colegul, prietenul meu și el mai bun, ca un frățior. Vine mirosul din partea aia, îmi curte la el. Și când m-am uitat în gemantanul în ceala, l-am tras odată și încă odată. El, voi și el, și eu îi spun că e om. Camerele de supraveghere au surprins sâmbătă seară două persoane care târau un geamantan prin Pungești. Am auzit când s-ar fi întâmplat sâmbătă, m-am dus și am urmărit camerele video să văd, am dat desfășurător înapoi să văd și am văzut ceva umbre așa, să văd cine că nu trăia. Dar eu întâmplător mă jucam cu el, cu Teo aici, mi-a arătat ceva pe un monitor. Bună ziua. Și am auzit pe stradă cum ar fi târit ceva de plastic, așa, o navetă de plastic. Hruș, 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 hruș. Ucigașii au abandonat valiza la marginea satului, lângă un pod, într-o zonă cu multă vegetație. Au acoperit totul cu buruieni. Timp de două zile, nimeni nu a bănuit că acolo este ascuns un cadavru. Oamenii au văzut geamantanul abandonat acolo încă de sâmbătă, dar au crezut că este vorba despre un obiect aruncat de cineva la gunoi. Ești că este gunoi. Nu ne-am dat seama că e om mort acolo. Eu când am trecut vașile pe ieșa, eu duc în partea asta, eu am văzut așa la traiul geamantanul ăsta, dar să știi că e om mort acolo, nu ne-am dat seama. I-am zis că ești ceva gunoi. Prima dată când am geamantan și alții, ne-am spus, poate e un mort, poate e ceva, o găină, nu știu ce. Și am văzut genunchi îngrămădit acolo și zic lui să băi, ăsta e un om. Bărbatul care a găsit cadavrul a sunat imediat la 112. Zona a fost încercuită de criminaliști. Anchetatorii au stabilit că trupul abandonat este al unui bărbat în vârstă de 36 de ani din comuna Oncești, județul Bacău. Victima se numește Florin Trandafir. Rezultatele necropsiei au arătat că victima a fost ucisă cu mai multe lovituri de topor. Polițiștii au mers pe urmele lăsate pe pământ de geamantan și astfel au stabilit că autorii crimei sunt Soro Marian Buzatu, un localnic din Pungești în vârstă de 32 de ani, recidivist și fost coleg de penitenciar cu victima și concubina acestuia, Narcisa Rupa, o femeie în vârstă de 27 de ani. Anchetatorii au stabilit că victima a fost ucisă în locuința acestora, iar hainele i-au fost incendiate. Cei care efectuează cercetarea în acest caz au indicii că în locuința inculpaților aveau loc acte de prostituție și că bărbatul din județul Bacău sosise la Pungești pentru a întreține relații sexuale contra cost. Șoferul care a condus victima de la Bacău la locuința din Pungești a autorilor a confirmat la audieri că pe durata călătoriei victima i-a mărturisit acest lucru. Victima a intrat în legătură cu Narcisa pe rețelele de socializare. Localnicii din Pungești spun că partenera lui Zoro avea un cont de Facebook fictiv prin intermediul căruia ademenea bărbați în scop sexual. Cei doi au fugit din localitate după ce au abandonat valiza cu victima. La nici 24 de ore de la descoperirea tragediei au fost găsiți la Brașov de polițistul Marian Godină și colegii săi. Citez. În această seară, 16 iulie 2024, sub coordonarea parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui și a Inspectoratului General al Poliției Române, cu sprijinul Institutului Național de Criminalistică, Direcției de Investigații Criminale, Direcției Operațiuni Speciale și Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, au fost depistate în municipiul Brașov două persoane, un bărbat în vârstă de 32 de ani și o femeie în vârstă de 27 de ani, ambii din comuna Pungești, concubini, bănuiți că ar fi implicați în decesul unui bărbat în vârstă de 36 de ani din comuna Oncești, județul Bacău, transmite IPJ Vaslui. La audieri, Zoro a susținut că a atacat victima pentru că ar fi încercat să o violeze pe concubina sa. De ce l-ai omorât pe bărbat? Pentru că a intrat în casă, mi-a luat prima femeie, m-a dus-o la produs și acum l-am prins tot în casă, violat femeia mea în casă și eu nu mai puteam să fac nimic, am o să-l mine cuțitul. De unde ți-a venit ideea să-l pui în troller? De
orice om, nu știu. L-ai prins cu soția ta sau da, cu? Da, era dezbrăcat și se culca cu ea. Vreau și eu. Inițial, procurorii au solicitat arestarea preventivă doar a bărbatului. Ulterior, după audieri și administrarea de noi probe, a fost pusă sub acuzație și arestată și partenera acestuia. Anchetatorii au stabilit că în momentul în care Zoro îl lovea pe Florin Trandafir, Narcisa i-a aplicat și ea câteva lovituri victimei, pentru ca apoi împreună să bage cadavrul în troller și să îl care amândoi pe ulițele satului, până la locul unde l-au abandonat. În timpul audierilor pentru cazul victimei din baliză, Narcisa a mai mărturisit o crimă. Investigatorii au reușit să obțină de la Narcisa informația conform căreia Doinița Nica, poreclită Veverița, o femeie în vârstă de 51 de ani din Pungești, a fost și ea ucisă de Zoro. Mobilul crimei, banii pentru lemne, circa 3.800 de lei. Potrivit afirmațiilor Narcisei, cadavrul Doiniței a fost dus într-o zonă cu vegetație densă. Citez. Urmare a audierilor desfășurate ieri în dosarul cu crima de la Pungești au rezultat date cu privire la o altă presupusă faptă de omor, comisă probabil în luna august 2023. În cursul dimineții, organele de cercetare penală, sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui, s-au deplasat în zona indicată, o zonă împădurită din proximitatea comunei Gârceni, unde au fost găsite rămășițele osoase, ce par a fi umane, și articole de încălțăminte și îmbrăcăminte ale victimei, o femeie de 51 de ani din Pungești, dispărută din august 2023. Cei doi bănuiți de comiterea omorului, un bărbat de 32 de ani și o femeie de 27 de ani, sunt deja arestați preventiv pentru comiterea unei infracțiuni de omor, speța cu geamantanul. În cauză se fac cercetări de către parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui pentru comiterea unei alte fapte de omor de către aceiași autori, au transmis reprezentanții parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui. Doinița era mama a 6 copii. Soțul ei a dat-o dispărută în august 2023. Pe 1 august 2023, atunci când a dispărut, femeia a mers la oficiul poștal pentru a ridica aproximativ 3.000 de lei. Bani trimiși de soț și unul dintre fii aflați la muncă în străinătate. Femeia și-a lăsat copilul cel mic, în vârstă de 9 ani, singur acasă și i-a lăsat telefonul mobil ca să se joace pe el. Ce s-a întâmplat? Cum a dispărut? A dispărut soția mea în ziua 1 august în 2023. Am trecut, eu eram la muncă în Galați și a rămas împreună cu băiatul mititielul. Și îi m-am dus pe trombar ca să cresc copiii, că toți copiii am crescut spatele în munca mea cinstită. Iar ea, în lipsa mea, și-a numit buzatul de Dragoș, s-a numit Zoro. Dar ce făcea la Zoro? La ce se ducea la el? Era prietene bună cu nevoasta, care era prospectul care îi atragea fetii pentru bărbați ca să facă bani. Că el era un tânăr din Putuloș, amândoi erau putuloși, hoți. Hoți de cai, de oi, de toate neamurile și crescători de câini, care are și acum la timpul ăsta câini la casa lor. Și dumneavoastră... Se ducea în casa aia, da, nu? Da, 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 acolo stătea femeia mea, stătea până la ora 2 noapte. La ora 2 noapte vine copilul ăsta singur el în casă și pleca. De multe ori îl mai lua și pe el. Oricâte obiceiuri proaste ar fi avut această femeie, atât soțul cât și localnicii, spun că Doina nu și-ar fi părăsit niciodată copilul cel mic. Cu atât mai mult cu cât îl anunțase că va cumpăra mâncare și că se va întoarce repede acasă. Acest lucru le-a fost spus și polițiștilor, dar aceștia nu au putut face nimic pentru a o găsi. Doina a fost găsită abia după ce Narcisa le-a indicat polițiștilor locul în care a ascuns-o Zoro. Întrebat de un reporter hotnews.ro în legătură cu modul în care s-a gestionat dispariția femeii în august anul trecut, șeful inspectoratului de poliție al județului Vaslui nu a avut nimic să le reproșeze polițiștilor care au investigat cazul. Comisarul șef Dan Pelin este convins că dacă subordonații ar fi avut indicii, ar fi mers pe orice pistă. Citez. Din câte cunosc, activitățile specifice
s-au făcut la nivelul datelor care existau la acel moment. Când apar elemente noi, le verificăm. Dacă avem niște date, putem solicita niște verificări în plus. Dar, repet, cercetările s-au făcut în limita datelor existente la acea dată, a declarat șeful IPJ Vaslui, prezent și el la activitățile de căutare desfășurate în 2024 la Pungești. Comisarul șef Dan Pelin nu a putut preciza dacă în urma sesizării dispariției femeii în august anul trecut, polițiștii au valorificat înregistrările surprinse de camerele de supraveghere amplasate în sat. Soțul Doiniței știa că femeia practică prostituția în casa criminalului. Practica prostituția sau ce se întâmpla acolo? Acolo se întâmpla în timp de noapte, acolo stătea toată noaptea, acolo stătea până la ora. Se culca cu bărbați contracost? Da, se culca, da, acolo se culca, în lipsa mea, e acolo dușea. Știți sigur asta? Da, spune și băietul, de față copilul, îmi spune toate treburile, era mai mult ca sigur. În acest moment, procurorii vorbesc despre o a treia posibilă victimă, o a treia posibilă crimă săvârșită de cei doi. Însă deocamdată nu există probe certe care să ateste, dincolo de orice dubiu, legătura dintre Zoro și respectiv Narcisa și această a treia victimă. Bun, ce părere am eu despre această tragedie? Doinița Nica știa, ca de altfel tot satul, că Zoro și Narcisa sunt persoane extrem de periculoase. Și știa că Zoro este recidivist. Drept urmare, în momentul în care a acceptat să practice prostituția în casa celor doi și pentru cei doi, și-a asumat riscul de a sfârși în acest mod. Vor apărea din nou în comentarii unii care îmi vor reproșa că acuz victima. Nu. Nu acuz victima. Doinița Nica nu este vinovată în mod evident pentru tragedia care i s-a întâmplat. Vinovați pentru aceste două tragedii, posibil trei, sunt Zoro, respectiv Narcisa. Nimeni altcineva. Dar, spun foarte clar și apăsat, Doinița Nica a contribuit în mod decisiv la finalul ei tragic. Pentru că, repet, Doinița știa că Zoro și Narcisa sunt persoane extrem de periculoase. Știind acest lucru, a acceptat să practice prostituția în casa lor și pentru ei. Drept urmare, și-a asumat toate riscurile pe care decizia ei le implică. Punct. V-am spus și vă repet, nu o să obosesc să vă spun că politically correctness-ul este o utopie care anulează rațiunea, anulează instinctul și le înlocuiește cu clișee. Clișee care nu au nicio aplicabilitate în realitate, dar care, atenție, ne pun viața în pericol. Pentru că din cauza acestei noi mentalități induse nouă de politically correctness, în loc să ne apărăm, mergem pe principiul victima nu este niciodată de vină. Ceea ce este o evidență. Dar pe tine nu te interesează ca dacă, Doamne ferește, ți se întâmplă ceva, oamenii să îți ia apărarea și să spună victima n-a avut nicio vină. Pe tine te interesează să nu ți se întâmple nimic. Acesta este scopul tău, să nu ți se întâmple nimic, nu să mori și să spună unii, vai, dar săraca victimă n-a avut nicio vină. Dacă este să se întâmple o tragedie, în principiu se întâmplă. Dar nu este cazul să ne băgăm singuri în gura lupului. Da. Este o misiune foarte grea, aceasta pe care eu mi-am asumat-o, pentru că, în mod evident, primesc foarte multe jigniri și atacuri din cauza
acestor lucruri pe care vi le spun. Nu este o mentalitate învechită. Este o mentalitate sănătoasă. Aveți grijă de voi. Nimeni, altcineva în afară de voi, nu este răspunzător pentru integritatea și pentru viața voastră. Poliția nu este bodyguardul nimănui. Poliția nu poate lua măsuri decât post factum. Poliția nu poate decât să pedepsească sau, mă rog, să-l cerceteze și să înainteze dosarul spre instanță pentru a fi pedepsit pe cel care vă face un rău. Dar nu poate preveni poliția o tragedie care ar putea să vi se întâmple. Asta doar voi puteți preveni. Fiți foarte atenți la ce se întâmplă în jurul vostru, lăsați clișeele și gândiți rațional. Și judecați. Terminați cu acest nonsens, nimeni nu are dreptul să judece. Dumnezeu ne-a lăsat înzestrați cu rațiune, tocmai ca să judecăm. Ca să putem analiza și evalua corect mediul înconjurător, pentru ca astfel să ne protejăm de pericole. De asemenea, se vor găsi unii în comentarii care îmi vor spune că Doinița poate că era obligată să practice prostituția. Probabil. Că mă gândesc că nicio femeie nu practică prostituția de plăcere. Sau sunt foarte puține femeile care fac acest lucru. În general, femeile care practică prostituția o fac pentru că nu au altă soluție. Probabil că femeii nu îi ajungeau banii pe care îi trimitea soțul, respectiv fiul, din străinătate și avea nevoie să facă această meserie. Eu nu o judec pentru asta. În general, eu nu judec pe nimeni. Eu nu judec nici persoanele care se pun în situații periculoase. Nu asta fac, nu judec. Vă spun doar că acele persoane s-au pus în situații periculoase și că și din această cauză s-a întâmplat respectiva tragedie. Eu nu îmi permit să exprim păreri în legătură cu modul în care oamenii își câștigă existența. Trăim niște vremuri extraordinar de grele și fiecare face ce și cum poate. Nu despre asta este vorba. Este vorba despre faptul că a ales să practice prostituția pentru și în casa unor oameni din această categorie. Și acest lucru, iată cum s-a sfârșit. Bun, mulțumesc din suflet tuturor acelora dintre dumneavoastră care ați înțeles că sunt foarte importante pentru algoritmul YouTube comentariile și care atunci când nu aveți nimic de spus sau nu vreți să spuneți nimic despre cazul prezentat în clip, lăsați în comentarii un cuvânt oarecare sau un emoticon sau un salut. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc de asemenea din suflet tuturor acelora dintre dumneavoastră care vă abonați. Este deosebit de important să vă abonați și să apăsați pe clopoțel. Este un gest care nu vă costă nimic, dar care nouă creatorilor de conținut ne aduce foarte multă satisfacție. Mulțumesc! La revedere!